Ce se întâmplă în corpul femeii în momentul în care se instalează această menopauză? Care sunt dereglările hormonale? Ce stări apar la femeie? Da, femeia trece printr-o perioadă delicată, odată cu instalarea menopauzei și în perioada de premenopauză, pentru că creierul ei a fost amprentat de estrogen. Gândiți-vă, pentru unele femei de la 14, altele de la 12 ani, da? Și Da. atunci există această obișnuință a creierului la porția zilnică de hormoni estrogen care sunt favorabili din foarte multe puncte de vedere. Nu doar felul în care ne prezentăm estetic când pleacă estrogenii, dar și cogniția, comportamentul, stările emoționale sunt influențate până ce apare o rearanjare sau, dacă vreți, într-un termen mai ușor de acceptat de public, de obișnuința creierului la cantități din ce în ce mai scăzute de estrogen până la dispariția acestora. Deci, apar modificări nu doar la nivel osos, ci și modificări emoționale. Femeia O devine femeie mai sensibilă, mai. poate să nu se odihnească bine. Are acele tulburări vasomotorii numite bufeuri, valuri de căldură, care sunt destul de periculoase, mai ales pentru persoanele care sunt obișnuite să lucreze în public și se înroșesc dintr-o dată, sunt puse într-o situație destul de delicată și atunci ele trebuie îndrumate către un tratament corespunzător pentru a ameliora situația de tranziție în care se află, cu schimbarea stilului de viață obligatoriu, care este esențială, și, bineînțeles, acolo unde este cazul de intrat cu terapie medicamentoasă. Aceste suplimente de care ne spuneți pot fi achiziționate așa, de la farmacie, de la plafar, după bunul nostru plac, vedem că sunt suplimente pentru menopauză sau ar fi indicat înainte să facem un control, să vedem da, pe partea ginecologică cum se prezintă ovarele, da, și uterul și sânii, de ce nu, pentru a nu face mai rău, cred, luând aceste suplimente. Este foarte important ca în orice afecțiune să cerem ajutorul unei persoane specializate. Fiecare are rolul lui. Dar, cum bine știm, reclama este sufletul comerțului. Există multe reclame care îmbie, ademenesc femeile să-și ia suplimente, nu tratamente, pe bază Exact. de origine vegetală. Da, Fitoestrogen, plante. care majoritatea vin din soia. Dacă acestea nu sunt dăunătoare, în mare parte, este bine să știe că femeile care au accidente tromboembolice, care au avut infarctor AVC-uri, sau, cum am spus, boală tromboembolică, nu doar la nivelul membrelor inferioare, Doamne ferește, un tromboembolism pulmonar, este bine să se ferească de orice preparat care are efect estrogen-like. Pentru că un exces de estrogen și progesteron în condițiile acestea poate să ducă la alt accident tromboembolic. Aici vorbim de suplimente, da? Cele care se vând cu ușurință și în plafar, cu ajutorul Da. reclamei. Când se ajunge la terapie medicamentoasă de substituție hormonală, adică să dăm fix aceeași hormon pe care ovarul i-a produs și nu o mai este obligatoriu să avem un consult care să includă nu doar o ecografie de pelvis pentru uter, ovare, ci și un test Papanicolaou, o evaluare amănunțită cu ecograf sau mamograf, depinde de vârsta pacientei care se adresează. Și, bineînțeles, să luăm seama de toate bolile din familia femeii care cere ajutorul, dar și de afecțiunile ei, pentru a nu intra în contradicție cu reacțiile adverse
ale acestor medicamente, estrogen, respectiv progesteron, și să cauzăm mai mult rău. Niciodată nu o să putem prescrie estroprogestative pentru menopauză unei femei care a avut cancer de endometru. Vă dau câteva Da. exemple. Cancer ovarian sau care are boală hepatică activă sau care are o hipertrigliceridemie, accident vascular cerebral, pentru că riscăm să agravăm situația. Deci punem gaz pe foc cu ajutorul acestor hormoni. Însă, spre încântarea noastră a tuturor, constatăm că femeile sunt din ce în ce mai informate și chiar când le propun tratamente hormonale, ele dau deja un pas în spate de frică reacțiilor adverse ce pot să apară la acești hormoni. Deci ele deja s-au informat că există și partea bună a acestui tratament de substituție, dar și o parte care poate fi nevăzută și poate fi mai agresivă. Da. Bun, deci să nu luăm după ureche și după indicațiile vecinilor, așa cum mai glumesc cu alți invitați în emisiunile Bezei Live, să nu luăm nimic după ureche, nimic după reclame, nimic după sfaturile vecinei de la etajul 2 sau de la parter. Întotdeauna să facem aceste investigații. Mai mult decât atât, se face și acea testare, da, tot la endocrinologie, testare hormonală, nu? Să se verifice unde ne situăm. Și mai sunt niște analize, TSH, nu mai știu ce. Vă rugăm să ne spuneți dumneavoastră ce ar fi indicat să facem pentru a vedea dacă avem sau nu afecțiuni endocrinologice. Da, e încurcată endocrinologia, multe SH, multe SH. Așa. SH, poate cu SH. Analiza de bază care arată, în cazul în care nu ne dăm seama, că orice femeie care un an de zile nu a mai avut ciclus poate fi considerată în menopauză. Dar există o analiză hormonală, cum bine ați punctat dumneavoastră, care ne arată dacă ea este intrată în menopauză, și anume FSH, hormonul foliculor. Acesta se poate recolta cu ușurință și peste o anumită valoare ne spune împreună cu este estrogen. Ceva, FT4 parcă sau nu știu. FT4 este altă analiză, este un hormon care se eliberează de către glanda tiroidă și nu are legătură cu menopauza, ci cu funcția bună a glandei tiroide. Întotdeauna noi când recoltăm niște hormoni, îi recoltăm nu doar pe ai glandei țintă, da? Periferie, îi recoltăm și centru, să vedem care este reacția centrului, șefului, cum spun eu, legat de disfuncția glandei periferice, da? Șeful fiind hipofiza și șeful mai mare hipotalamus. Glanda periferică în menopauză este ovarul care dă împrimire. Dă împrimire printr-un dat genetic. Atunci când nu mai sunt estrogeni în circulație, hipofiza reacționează, își crește nivelul de FSH încercând să stimuleze ovarul să mai producă ceva. Da? Și această creștere constantă a FSH-ului peste o anumită valoare pe care o regăsim la femeile în menopauză, ne pun diagnosticul de laborator. Bun. E recomandat să facem poate aceste investigații, nu știu, după ce trecem de o anumită vârstă, după 30, după 40? Deci, ideal este ca o dată pe an, dacă suntem sănătoși, să ne facem toate analizele de rutină. Este ideal. Care nu sunt nici costisitoare și de apariția și dezvoltarea unor probleme de care noi nu știm. Deci, dacă avem alte probleme, atunci timingul de prezentare la analize este diferit în funcție de fiecare boală în parte. Da? 30 de ani mi se pare prematur pentru menopauză. Menopauza apare la 30 de ani doar în anumite condiții. De obicei, așa cum am zis, date de niște afecțiuni sau date de intervenții medicale care determină epuizarea capitalului folicular al ovarului sau afectarea centrului hipotalamo-hipofizar și prin acest lucru
ovarul să nu mai poată să funcționeze corespunzător.